A, așa. O să luăm un exercițiu de bac. La laureat nu se implementează backtracking, nu o să fie niciodată de implementat un backtracking, dar o să fie ceva de genul ăsta unde o să trebuiască să explici uh, ce se afișează. Uneori trebuie să scrii chiar tu să scrii ce se afișează, sau uh, de câte ori se afișează o chestie, sau uh, lucruri de genul ăsta. Nu o să fie niciodată de implementat, dar o să-l și implementăm. Acum, o să, la început, o să o facem uh, doar modul de gândire. O să explic modul de gândire. Pe, pentru backtracking. Și observăm, utilizând metoda backtracking, se generează în ordine lexicografică cuvintele de câte 4 litere din această mulțime și o, um, un filtru de care trebuie să avem grijă e că nu putem avea cuvinte care să conține două vocale alăturate. Deci asta e ca un fel de condiție. Primele opt cuvinte generate sunt și avem aici exemplu și câte dintre cuvintele generate încep cu litera B și se termină cu litera E. Noi am, avem aici exemplele de primele 8 cuvinte generate ca să ne dăm seama ordinea în care se generează. Avem aici ordinea lexicografică, observăm că e AB, AB. De ce nu avem A-A-A-A, Pentru că chestia asta ar fi prima soluție teoretic, pentru că nu putea avea două vocale alăturate. Și o să, o să facem aici un comentariu să discutăm despre cum se rezolvă problema asta. Deci noi trebuie să vedem numărul de uh, cuvinte generate care încep cu litera b și se termină cu litera e. Și o să avem? a b c d e. Asta, astea sunt uh, caracterele pe care le putem folosi. Și avem aici ab ab. De ce începem cu ab ab? Am zis că nu putem avea două litere, două uh, vocale consecutive. Și backtrackingul Backtracking-ul se abordează în felul următor. După cum am zis și la început, putem avea toate permutările posibile. Deci, backtracking-ul o să ia prima dată primul element din șir, în cazul nostru A. A este corect pentru că e o singură literă, poate fi parte dintr o soluție. Trecem la următoarea literă, deci pe poziția 2 și luăm din această mulțime prima literă, A dar observăm că nu este corect pentru că avem două vocale alăturate. Astfel, trebuie să ștergem a și îl înlocuim cu următorul element din mulțime, B. AB este o pereche corectă pentru că nu sunt două vocale alăturate. Și apoi, dacă totul este ok, trecem la următoarea poziție, în cazul nostru a treia poziție. Luăm tot așa primul element, tot ok, pentru că ABA a nu conține două vocale alăturate. Și trecem la patra poziție, ABAA. Și, din nou, această pereche nu respectă condiția, pentru că sunt două vocale alăturate și înlocuim A cu B. Astfel am obținut primul element din șir. Ca să-l obținem pe următorul, o să trecem la urmă uh, următorul element din mulțime, după B, în cazul nostru C. Deci, ABAC este și el uh, o parte din soluție, din șirul soluție, și la fel ABAD, și putem trece și la AB. AE, dar observăm că nu se respectă condiția. Și dacă nu se respectă condiția, trebuie să-l ștergem, trecem la următorul, observăm că nu avem altă soluție, nu mai avem alt element care să-l adăugăm în soluție, așa că aul acesta o să-l înlocuim cu următorul caracter din șir, în cazul nostru B. Deci avem ABB. B. Și, nu, no, la backtracking trebuie să luăm următoarea poziție, primul element din uh, mulțimea de valori, ABBA, B, B, A. Totul este foarte bine, poate fi soluție, trecem la următoarea A, B, B, B. Pentru că B este următorul caracter după A. Și tot așa în continuare. Doar că noi nu avem nevoie să le calculăm pe toate. Noi avem nevoie doar să le calculăm pe cele care încep cu litera B și se termină cu litera E. Deci o să avem B, spațiu, spațiu, E. Parcă e spânzurătoare, acum am tras de alea în jos. Uh, the Control Plus, nu Control Plus aici. Aici ai uh, Preferences. Dar nu e destul de mare. Eu văd că e destul de mare. Mi se pare că e destul de mare. Și avem nevoie de cuvintele generate care încep cu litera B și se termină cu litera E. Deci avem B și aici avem nevoie de două caractere. Prima variantă ar fi să facem B A. A este corect. Deci perechea B A este corectă. Și uh, trebuie să luăm următoarea valoare, în cazul nostru A. Dar observăm că am avea două vocale consecutive, ceea ce nu e OK. Și următoarea valoare după A ar fi B. Și E, de la final, B A, B, E este un uh, cuvânt corect pentru soluția noastră. Următorul răspuns ar fi B A. C e pentru că ce este o consoană, apoi B-A-D-E, avem și B-A-E-E, -E, dar nu este o soluție pentru că avem două vocale alăturate. Deci o să, o, o să ștergem. Trecem la următorul element. În loc de A putem avea B. Deci putem avea B-B-A-E, ceea ce nu respectă condiția noastră și așa că o să trecem pe B. Și avem trei de B și un E care este un răspuns corect. Și în loc de B îl înlocuim aici cu C, aici cu D și la final mai, ar mai fi fost și varianta cu E, care este incorrectă, by default. Trecem la următoarea variantă, B, C, A, A E, din nou, greșit, și avem BC. trebuie să fie lexicografic din câte știu, nu? Sau nu contează? Nu contează, ok. Deci este corect B, C, B E, Trebuie să fie litere distincte? Nu trebuie să fie distincte, deci putem avea B, C, C E, B, C, D, E, apoi B. Am terminat soluțiile cu C pentru că B, C, e, e, nu este o soluție corectă. Continuăm pe B, C, B, D. A, E nu este corect, B, D, A, B, E este o soluție, B, D. CE este o soluție, BD, D, a, D e. Și mai avem soluțiile cu a doua literă E, B, E, A, E nu este soluție, deci o să trebuiască să fie aici B, E, B, E. A, B, E, C, E, B, E, D, E. Asta e ultima soluție pentru că altfel B, E, E, e nu ar mai fi parte din soluție, sunt două, uh, sunt două vocale alăturate. Și câte soluții avem în total? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ori 3, 15 soluții. Uh, varianta B. minute, două, două minute să verific dacă e varianta B răspunsul. Uh, da. Deci aici răspunsul corect este varianta B. Astea sunt soluțiile generate. Uh, în încep cu litera B și se termină cu litera E. Ok, deci nu aveți întrebări, putem trece mai departe. Îmi poți arăta și metode de optimizare? Bă, sincer, la backtracking, știu că metoda de dacă optimizezi backtracking-ul foarte bine. Sunt câteva metode de optimizare, dacă optimizezi backtracking-ul foarte bine, din câte știu, e programarea dinamică. Nu... Și nu are rost să face programarea dinamică pe live. Că nu prea există backtracking optimizat, ce în super calume. lume. E doar programarea dinamică. Mulțumesc, mulțumesc, Bahoy, de de susținere. Ah, mh, mh, mh. Facem una mai... Uh, na, de fapt, am două destul de simple și clasice pentru uh, backtracking. Da, ok, super. Două secunde ca să pot să le iau de aici. Ce avem de făcut? Afișăm în ordine lexicografică toate permutările unei mulțimi. Și aici implementăm ceea ce am făcut aici, aproximativ. Numai că nu avem condiții. Acum o facem fără condiții, după aia facem o problemă cu, o condi cu condiții. Problema damelor. Haide! Uh, în, ordine în ordine lexicografică, permutările mulțimii, de toate numele de la 1 la n, citim n uh, din fișier. Deci o să avem două chestii din fișiere, cred că putem să le folosim chiar aici, nu o să fac, sau hai să fac alte fișiere. totuși. Termutări.in O să avem 3, Ok. Backtracking-ul, eu îl împart în patru funcții. O funcție de backtracking, care efectiv calculează backtracking-ul, o funcție de afișare, care afișează soluția, o funcție de validare, care verifică dacă tot ce am eu Până într-un punct poate fi parte dintr-o soluție și o funcție care îmi verifică dacă ce am eu este soluție. Chestiile astea se pot scrie și într-un if în majoritatea cazurilor. Nu trebuie funcții separate, doar că eu fac în funcții separate ca să fie mai ușor de înțeles și să fie codul mult mai structurat. Ok. Uh -huh. Putem să facem și cu tablouri și cu... STL-uri, dar o să fac cu tablouri, că probabil lumea care se uite la video nu YouTube nu, poate, nu știe STL-uri și mai ușor de înțeles cu tablouri. Și după cum am zis, o să am o funcție de afișare. Ce o să afișeze funcția mea? Un tablou. Deci un vector, un șir de la 1 până la N. Elementele șirului. Void afișare. Asta e destul de simplu. Toate sunt relativ simple. De la 1 până la n, numai că trebuie să trimit parametri tabloul și lungimea lui int v, int n fout trebuie să declar și citirea din fișiere, vdi și un spațiu și la final, fout backslash n citim dintr-un fișier if stream fin per mutări.in offstream fout permutări.out. Ok, super. Aici afișăm, facem și funcția de verificare dacă, dacă este valid tot ce am eu într-un vector, dacă poate fi uh, parte dintr-o soluție. Și funcția mea o să fie bool. Bool este o variabilă care ține 1 sau 0, adevărat sau fals. Adevărat îi corespunde 1, fals îi corespunde 0. Poate fi și int aici, dar folosesc bool dacă folosesc folosesc o să returneze doar adevărat sau fals, mai e ok să folosesc bool. Uh, valid. Tot așa am un share. De fapt am nevoie doar de lungimea șirului. Deci int uh, lungime. Și când este validă soluția, dacă lungime este mai mic sau egală decât n, înseamnă că totul e ok, return 1, altfel return 0. Puteam să fac direct return lungime mai mică egal decât n sau direct într un if, dar am zis să fie codul cât mai structurat și cât mai ușor de înțeles. Când chestia asta e o soluție chestia asta este o soluție când um, lungimea mea, lungimea șirului este egală, deci dacă lungime, dar mai aveam ceva de verificat în valid, o să verific imediat. Am uitat să scriu că trebuie să fie distincte. Deci dacă lungim egal cu N, return 1, ups, return, 1, return uh, 0. Salut, puiucu! Ok. Minimax. Da, am făcut bahoi. Uh, ok. Și aici mai avem de verificat, am uitat să verific dacă elementele sunt distincte, că trebuie permutări uh, distincte. Și o să fac distinctul cu două foruri, că e cel mai simplu așa. Uh, stai, hint, așa. Două secunde. Mm, nici nu cred că mai am nevoie de chestia asta, că automat... Nu, dacă e mai mare, automat returne 0. Dar nu poate să fie mai mare, în primul rând, că Mm, nu o se oprească. Da, mă rog. Ok, hai să fac verificare de uh, distinct întâi. J, I de la 0, de la 1. Nu, iterez de la 1. Mai mic decât lungime, plus plus I, mai mic strict decât lungime. For J de la I plus 1, J mai mic decât, mai mic egal decât lungime, plus plus J. Acum cu primul, șir, uh, cu, cu primul for o să parcurg șirul și cu al doilea for verific fiecare element din primul for dacă îi găsesc un element uh, care se corespunde să fie egal. Să mă gândesc dacă trebuie să fac aici de la 1 sau de la i plus 1. Eu pot să am 1, 2, 3, că nu sunt de necrescătoare, trebuie să pornesc de la 1 neapărat. Deci o să modific de aici și o să fie de la 1. Că trebuie să fie... Nu, nu e neapărat să fie crescătoare. Ok. deci aici, dacă trebuie să fie pozițiile diferite ca să fie elemente diferite și VDI egal cu VDJ, atunci returnez 0, pentru că elementele mele nu sunt distincte din șir. Deci, hmm, nu știu de ce verific tot șirul, când eu pot să verific tot șirul cu ultima poziție. Și mai eficient, verific tot șirul cu ultima poziție pentru că ultima poziție este poziția pe care am adăugat-o. pe ultima poziție se află ultima valoare pe care am adăugat-o. Și dacă nu era nimic ok înainte, automat nu puteam ajunge în punctul ăsta cu vectorul. Deci dacă totul era valid înainte, înseamnă că nu se află elemente la fel în vector. Deci eu am de verificat doar dacă ultimul element pe care l-am adăugat uh, este distinct în vector. Deci chestia asta e mult mai eficientă. Nu știu de ce avea nevoie de două vectori. De două, două foruri. Ok. VD egal cu vede lungime. Returne 0. Și ce mai am de făcut? Dacă e mai mic, da, chestia asta pot să las. Uh, asta nu am nevoie. Soluție. Ok. Și hai să vedem cum implementăm backtracking cu că este cel mai important. Back tre de obicei i-am BKT, e mai ușor. Și aici o să am mulțimea soluției, de obicei e o stivă. Numai că dacă văzeam cu setele, era mai greu de afișat aici stiva. în ordinea crescătoare. Trebuia să o mut altundeva. Descrescătoare, mă rog. Vector nu contează, poate să fie stivă, poate să fie vector. Int Poziția unde sunt, deci lungimea actuală, și lungimea unde trebuie să ajung, deci N. For Cu acest for, uh, inti, cu acest for o să parcurg toate elementele, asta zic în general la orice backtracking. Mulțimea de valori pe care o pot adăuga eu în V. În cazul nostru eu pot să adaug în V toate elementele de la 1 până la N, pentru că sunt... Uh, mult, uh, per, trebuie să calculez permutările mulțimii 1 n. Ok. În cazul în care avem o, un vector de valori, aici parcurgeam de la 1 până la lungimea vectorului și aici scriu v de lungime egal cu i. În cazul meu. Dacă era un vector, aici scriam valoare i. Dar în acest caz eu pun uh, pe, pe v de lungime, pun valoarea și verific. Totul e ok? Dacă este valid și ce, ce ordine trebuie să dau parametrii V, lungime și N, dacă totul e valid, dacă totul e soluție, la soluție trebuie doar lungimea, lungime și N, înseamnă că e ok și pot să afișez, înseamnă că am obținut o soluție. Sper că am afișat, da, un backslash în acolo, afișare V și N. Sau lungime, că e același lucru. Soluția tre lungimea trebuie să fie egală cu N ca să fie soluție. Dar dacă totul e valid, dar uh, nu este soluție, înseamnă că eu sunt pe drumul cel bun ca să găsesc o soluție. Deci trebuie să trec mai departe cu backtracking-ul. Și cum trec mai departe? V de lungime plus 1 și N. Trebuie să trec pe elementul următor. Care e condiția să fie soluție? Lungimea să fie egală cu N, lungimea uh, valorilor mele. Am afișat. Și acum trebuie să facem apelul funcției din main. Int n, citim n de din fișier și apelăm backtracking de v. Avem nevoie aici de un vector pentru că avem numai elemente de la, avem mulțimea de la 1 la 9, no, până la 8 de fapt. O să facem v de 9. V, lungimea. Care este prima poziție pe care o să pun în vector? Poziția 1 și N-ul nostru. Verificăm dacă totul merge ok. Sper că se vede corect. Ok, orlat. Și hai să vedem dacă se vede uh, pe fișier. Trebuie să avem un output aici. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. Vedem că le-a calculat corect. Uh, pom 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 pom. Ok. Verificăm dacă luăm și 100 de puncte. Hai să verificăm de fapt cu un input mai mare. Cu 9 ar trebui să dureze mai mult. Nu. No. Probabil nu cu 9, cu un număr mai mare decât 9. Da. Ideea e că sunt foarte multe permutări. Uh, cred că e 9 factorial, care e uh, destul de mult. Da. No. Da, destul de mult. Ok, hai să verificăm dacă luăm punctaj, dacă am făcut tot ok. Ce am spus că ascultai la început, imediat. Uh, ok. O 100 de puncte, hai să vedem. Încă o problemă. Se dă un număr natural, n, toate modalitățile de a scrie pen ca sumă de numere naturale distincte. Deci, în cazul 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7 și uh, restul soluțiilor. Aici e aproximativ la fel, deci o să scriu peste soluția de la problema anterioară, o să modific uh, doar numerele pe care, uh, doar câteva valori pe care ar trebui să le schimb. Fișierul momentan îl lăsăm așa, numai că o să citim de la tastatură 10 și o să modific înainte să-i dau submit pe, pe PB Info ca să nu mai creez un fișier nou. Ok. Și validul meu care o să fie acum? Teoretic backtracking-ul ar fi la fel. Uh, chestia asta de aici ar fi la fel, numai că aproximativ la fel, că soluția trebuie să, trebuie să corespundă aici, trebuie să o schimbăm. Hai să modificăm. Uh, valido. În cazul nostru trebuie să facem suma numerelor din share să fie mai mică sau egală decât n. Deci, 2 secunde, trebuie să luăm aici o variabilă sumă. Ce aplicații interesante se pot face cu backtracking? Ai încercat ceva? Bă, aplicații gen nu de, de lucrat, dar sunt uh, câteva desene pe care poți să le faci, gen cu backtracking, din câte știu, uh, sunt mai multe chestii, cred că e mai mult uh, de afișat caractere, nu știu exact dacă alea le poți face și cu recursivitate, dar, dar până la urmă backtracking e ceva recursiv, că de aia funcționează așa. El când o să revină înapoi, forul ăsta o să-i dea următoarea valoare. Poți te gândești, tu n-am lucrat să cer foarte mult cu backtracking în afară de probleme de genul ăsta. Ok, deci am zis că trebuie să calculăm suma, uh, mai mic decât lungime, sumă plus egal v i. Și mai avem o chestie de calculat tot aici. În primul rând, dacă suma e mai mare decât n, return 0. Dacă nu, return 1. Dacă suma e mai mare, automat nu e ok. Și aici mai avem de verificat totuși în for dacă elementele noastre sunt în ordine crescătoare. Ia să calculez, să fac aici v de lungime. Aici merg mai mic strict. Dacă trebuie să fie strict crescătoare, nu? Da, distincte și strict crescătoare. Automat strict crescătoare dacă este distincte. Deci, dacă sumă... Nu, dacă v de I e mai mic decât nu, luăm varianta greșită. Dacă vede mai mare decât vede lungime, mai mare sau egal decât vede lungime, automat trebuie să returneze 0, că trebuie să mă opresc. Nu trebuie să mai continui cu chestia asta, știu sigur că și meu nu e ok. Deci trebuie să modific valoarea din vede lungime. Și asta o să se modifice aici. Că nu o să fie valid, se rea și ia următoarea valoare. Ok. Ok, suma mai mare decât n. Afișarea. Și hai să vedem soluția. Soluția ar trebui... Să fie când vectorul nostru, când suma din vectorul nostru este egală cu n. Deci, aici o să mai am un parametru în plus. Dacă, nu, por int i, suma e egal 1, e mai mic egal decât v, decât n plus, plus i, sin, nu, scuze, suma, mă gândesc la altceva. Ok, sumă plus egal VDI Și aici, la final, dacă sumă e egal cu N, înseamnă că avem o soluție pe care trebuie să o afișăm. Ok. Să vedem dacă totul e ok. Mm, aici avem ăsta 40 maxim. Deci am putea avea 1 plus 2 plus 3 până la 40. Deci... po, oh, po, 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 po. suma Gauss, câte elemente. Cel mai rău caz, nu o să avem 40, avem mult mai puțin decât 40, dar o să pun 40 să văd dacă tot e ok. Asta e interesant. Ok, mai Da, mai poți să faci sudoku, mai super sudoku solver, chestii de genul. Da, na. Um. să vedem dacă am făcut bine. Uh. Două secunde. Deci am citit. Am citit backtracking, suma de la online, e valid. Um, două secunde. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, cred că am făcut aici. Da, până la lungime, până la lungime nu până la N. Asta era greșită, în primul rând. În al doilea rând. Să deci dacă ați mai scris ceva pe chat. Graful astea. Ok, hai să vedem dacă dă bine acum. A, ah, iar aici am făcut până la N și n-am trimis parametrul corect. Uh, lungime. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7. Iar să încercăm pe număr mai mare. La 100 ar trebui să dureze. Da, observăm că durează mai mult decât de obicei. A, sper să nu crape calculatorul. Bine, la 100 nu cred că crapă calculatorul. Probabil pe numere mult mai mari ar trebui să crape. Mm -hmm. oh, uite că și-a revenit. Mm, 9 omega. Mult. 400 de mii. Lejer. Hai să vedem dacă merge. De-aia e până la 40, că sunt multe operații de făcut. Ai 32 de gigaRAM, de 40 de A, ah, am pus... Ah, am, pus uh, am uitat să schimb fișierele. Am zis că modific fișierele la început, dar am uitat să le mai modific. Mi-a dat frizura. Da, și mie îmi dădea. Stai ca. După aceea trebuia să dau restart la calculator ca să meargă, că nu-și revenea altfel. Chiar trebuia să dau restart. Super. Dacă aveți întrebări din ce am făcut astăzi. Probleme mai complicate, sincer, nu se merită cu backtracking. Pentru că backtracking-ul nu e o chestie pe care o să o aplici efectiv în cod, decât dacă ești disperat. Gen, dacă n-ai altă soluție, nu mai ai timp, uite și la olimpiadă. La olimpiadă backtracking-ul îți obține câteva puncte și decât zero e mai ok să ai câteva puncte, dar nu o să-l faci niciodată, să fie aia prima ta soluție întotdeauna. Și uh, nu, no, nu se merită să știi foarte mult despre backtracking decât dacă vrei să faci programare dinamică. Că da, până la urmă trebuie să optimizezi backtracking-ul ăla. Uh, important să, gând, să vezi gândirea de backtracking, să o înveți, să vezi cum funcționează. Mai ales la bacalaureat pentru că e un subiect numai pe asta. Și nu, nu se merită după cum ai să faci probleme complicate pentru că alea complicate se pot face și cu altceva din câte știu. Bine, asta nu știu dacă poți le faci cu altceva în afară de backtracking. Sigur se poate un backtracking mai uh, optim. Nu știu, să reții cumva calculele aici, să nu mai calculezi de fiecare dată suma sau chestii de genul, dați detalii. Așa că e bine să știi backtracking, dar nu la un nivel înalt, dacă nu-ți pasă de olimpiadă, să zic. Dacă îți pasă numai pentru nivel de bac, e ok să faci probleme de genul ăsta, că ești, mai mult decât bine. Cu foruri. Na, da, cu foruri, mai zici ceva. Dar nu știu dacă se e limită de timp depășit. Oricum, backtracking e ultima chestie pe care să o implementez. În cel mai rău caz o implementez. Dacă e de implementat în cod. Că dacă zice enunțul clar să faci un backtracking, automat faci un backtracking.